pe care o ridicăm. Tot astfel ne-am gândit și să promovăm două proiecte de legi. Una prin care să trecem de la acest proiect la care renunță aproape toate statele cornul și laptele la a oferi în învățământul gimnazial și primar și gimnazial o masă caldă celor care urmează cursurile respective și un alt proiect de lege care se referă la a promova înlezniri către angajator pentru a putea acorda burse profesionale celor pe care urmează să se angajeze. Peste tot unde am fost, și când am listat problemele din agricultură, și când am listat problemele din. Uh, ale mediului de afaceri, am avut de aceeași întrebare din partea oamenilor. Bine, bine, de unde, unde găsim uh, oameni bine calificați? Și mai ales bine pregătiți, că și cei pe care ne oferiți, trebuie să le facem recalificarea locul de muncă. Asta este o mare problemă care, din păcate, cred că este acută și în Sibiu. Să sperăm că toate aceste probleme vor fi rezolvate. Vreau să trecem puțin și la temele politice și să vorbim puțin despre uh, reviziunea Constituției, pentru că tot e la, la ordinea zilei. Și uh, aș vrea să vă cer părerea la o declarație pe care ați făcut-o recent. spuneți că modificările aduse legii fundamentale duc la concluzia că ar fi o Constituție revanșardă, având în vedere că președintele este scos din puterea executivă. Mai exact, la ce v-ați referit când ați declarat? Nu numai revanșardă. Eu aș spune că și democratică Am participat ieri la o dezbatere interesantă la grupul de dialog social și această dezbatere a fost ulterioară deciziei Consiliului Legislativ care mi-a dat dreptate în declarațiile pe care le am făcut. Din păcate, mai mult de jumătate din amendamentele puterii la actuala Constituție s-au referit la restrângerea puterilor președintelui, uitând că președintele României în funcție și încheie mandatul anul viitor. Ei, practic, doresc să transforme România dintr-o republică semiprezidențială nu parlamentară. E aproape parlamentară, în viziunea lor, dacă va trece acest proiect de Constituție, eu sunt convins că nu va trece, pentru că au mers până acolo încât l-au scos pe președinte din puterea executivă. Și lucrul ăsta îl fac textual prin amendament la uh, Constituție. Președintele este o, o paiață în uh, concepția lor, stă la tot ce nu mai are treabă cu nimic, nu mai are pur și simplu prerogative, nici în numirea primului ministru, nici în dizolvarea Parlamentului, dacă nu vrea Parlamentul. Degeaba uh, nu reușește Parlamentul la două încercări să, uh, nume, să uh, formeze un guvern. Dacă două trei din parlament spun nu, domnul, nu ne place să stăm aici în București, în Casa Poporului, nu l poate dizolva. Deci până acolo au mers cu, cu uh, propunerile USL-ului. Dar Consiliul Legislativ i-a adus pe brazde, ca să zic așa. Dar nu asta este cel mai uh, grav lucru pe, lucru pe care îl propun. Ieri uh, și la discuție erau uh, reputați profesori universitari care nu fac parte din partide politice și i-am -am întrebat dacă există vreun stat democratic în Europa sau în lume care să aibă în Constituție această prevedere propusă de PNL, din păcate. De USL, la o adică. Ca o putere în stat, în spețe Parlamentul, dar de fapt majoritatea parlamentară, să se declare ca for suprem, repet, suprem, de discuție și decizie în stat. Pentru că în momentul ăla, ce rost mai are să discutăm de echilibru puterilor în stat? Ce rost mai are, de exemplu, să discutăm de independența celorlalte puteri, a justiției? Dacă atunci când intră în conflict și într-un stat democratic totdeauna intră, sau de foarte multe ori intră în, în, în dispută puterile statului, totdeauna ultimul cuvânt îl are Parlamentul. Deci, să dau câteva exemple ca să fiu bineînțeles de cei care ne urmăresc. Dacă Parlamentul ia o hotărâre, nimeni nu mai poate atăra la curtea constituțională. Pentru că ultimul cuvânt îl are Parlamentul. Dacă hotărăți 250.000 de locuitori din țara asta, să... Și ar un referendum în potemă importante, Și sunt teme, gaze, deși eu nu mai enumăr câte sunt uh, la ordinea zilei. Astăzi, pot să strângă chiar toți cetățenii români. 18 milioane și să uh, semneze că vor referendum, dacă nu vrea Parlamentul, nu se mai ține. Deci lucrul ăsta mi se par absolut imposibil de susținut și eu cred că ele nu vor fi uh, acceptate nici măcar de către reprezentații Comisiei de la Veneția, care mâine și până vor fi România și și Partidul Democrat Liberal o să aibă la Parlament, la ora 17.30, mâine o discuție cu această comisie, cu reprezentanții ei. Ați vorbit mai devreme de, de, de președinte și aș vrea să vă întreb, care este relația dumneavoastră acum cu președintele Traian, Traian Băsescu? Ați mai discutat în ultima perioadă? Mă gândesc că totuși aveți multe să-i spuneți și dacă v-ați întâlni astăzi, de exemplu, dau un, dau un exemplu, ce i-ați spune pentru prima dată președintelui Traian Băsescu? Bună ziua, ce să-i spun domnului președinte? O relație instituțională normală, Uh, din punct de vedere al uh, relațiilor uh, politice dintre Partidul Democrat Liberal și domnia sa, le-a venit domnia sa. Noi îi respectăm punctul de vedere și nu cred că este nevoie de niciun comentariu în plus. Vreau să vă întreb și dacă sunteți mulțumite de organizația locală PDL Sibiu. În toată organizația locală este foarte mult de lucru în continuare, numai în cea din Sibiu. Noi suntem într-un prim, într prim, proces de reconstrucție a structurilor noastre și de aceea aș cere și organizația din Sibiu mai multă muncă în reconstrucția organizației noastre locale, a secțiilor de votare, în primul rând. Dar mai la Sibiu avem problemele astea, avem foarte multe organizații. Eu cred că vor înțelege că va trebui să se aplice, să se aplice mult mai mult spre reorganizarea partidului. Hai să fim serioși, nu am obținut cele mai bune scoruri în anul electoral care tocmai a trecut. Deși Sibiul era Fieful PDL. Sibiul este și va fi în continuare Fief, cred eu, PDL, pentru că are un potențial foarte mare aici a Partidului Democrat-Liberal, forțele de centru-dreapta. În Sibiu sunt oameni liberi, oameni care nu stau cu mâna întinsă la stat, indiferent cine îl conduce eu, prin stat, înțeleg ca orice om zic eu normal, guvernul și instituțiile lui descentralizate în teritoriu, pentru că poporul național suntem toți uh, la o adică. În Sibiu sunt oameni întreprinzători care uh, doresc să trăiască corect, cinstit de munca lor, să-și întrețină familiile cinstit de munca lor. Nu s-au mâna la stat, dar vor ca și statul să se respectă. Să nu-i opreseze, să -i, dacă nu-i ajută ca să nu-i încurce. De aceea am stat bine și cred că vom sta foarte bine în continuare în Sibiu. Presa Sibiana a semnalat la un moment dat intenția domnului Ariton de a pleca din PDL. Aveți cunoștință de această intenție? V-a fost adusă la cunoștință? Nu, și am discutat uh, cu domnia sa chiar și ieri, pentru că nu a participat la această întâlnire. Avea o problemă foarte importantă astăzi după masă în București și nici vorbă de așa ceva. I-am spus -o în permanență. Până la urmă discutăm de oameni majori, de oameni, vorba aceea, cu multă experiență politică și administrativă și fiecare trebuie să fie hotărât să-și urmeze destinul în care crede. Ar fi o pierdere pentru PDL? Este o pierdere pentru PDL orice coleg care pleacă, dar eu nu țin pe nimeni cu forța în partid. Eu nu mă consider stăpânul partidului, nu m-am considerat niciodată, dar nu voi accepta ca nimeni să se considere stăpânul partidului sau unei organizații. Pentru că, până la urmă, cu toții suntem vremen din acestui partid, care la foarte mulți ne-a dat foarte multe. Am fost miniștri în numele acestui partid, am fost secretar de stat, am avut funcții importante în stat și cred că partidul merită să fie respectat așa cum ne-a respectat el pe noi. Vă mulțumesc mult pentru prezența în observator.